Ne găsim în seara aceasta la ultima întâlnire, ultimul serviciu divin din șirul celor întuite pentru acest sfârșit de săptămână și început de săptămână. Vă îndemn să deschidem acum cuvântul în Efeseni capitolul 6 și vom citi primele trei versete. Să ne ridicăm în picioare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am primit îngăduință din partea păstorilor dumneavoastră să vin aici mai în față. Mi-au spus că pot să fac asta încă de aseară. Și când am spus că în seara asta vreau să fac așa, mi-au zis așa, ai zis și data trecută. Nu. Și atunci am spus, mă voi ține de cuvânt și în seara aceasta o să facem așa. Tinerețea este una dintre cele mai frumoase perioade a vieții. Vă veți da seama că vor veni și alte perioade frumoase ale vieții, dar numai după ce veți lăsa în urmă tinerețea, o să vă dați seama. Ca orice etapă a vieții, și tinerețea se duce. Dacă nu credeți, vă puteți uita în albumele de fotografii a familiei voastre și o să vedeți cum arăta mămica pe când avea 16 ani și, dacă aveți poze mai vechi, cum arătau bunicii voștri când aveau 20 de ani și cum arată acum. Tinerețea se va duce repede, repede. Acuși vă veți găsi în miezul vieții și poi mâine la apusul ei. E important, când ne uităm înapoi peste umăr la ceea ce a trecut, să nu avem regrete, să nu ne pară rău de felul în care am trăit, am viețuit. E foarte important să fie așa. Am abordat la această întâlnire, această convenție, trei teme, care teme, a zice că reprezintă trei fronturi pe care un tânăr creștin trebuie să fie învingător. Primul ține de relația noastră cu Dumnezeu și aici cuvântul cheie este cuvântul curăție, sfințire. Vorba apostolului Pavel, pe tine însuți păzește-te curat. Dacă veți depăși cu bine perioada aceasta vieții voastre, vă veți face familii, veți fi părinți și uitându-vă peste umăr, n-aveți regrete că ați trăit risipit, va fi o mare împlinire. Să vă păziți tinerețea curată. Ca să faci lucrurile, n-ai nevoie de multă minte. Ca să faci bocăne, ca să trăiești în păcat, n-ai nevoie nici de putere și nici de minte. E suficient să te lași târât de instincte. Acela care își păzește curată tinerețea, dovedește și înțelepciune, dovedește și tărie de caracter și putere. Apoi, problema a doua, frontul al doilea, este cel al deciziilor. Viața este suma propriilor hotărâri. E extrem de important să luați decizii înțelepte.
Ce se va întâmpla cu voi în viitorul vostru, dragi tineri, depinde de deciziile pe care le veți lua. E ceva ce leagă împreună toate. Și acel ceva care le leagă împreună e ceva ușor neglijabil. Se numește relația cu părinții. Acest relația cu părinții ne determină atât credincioșia față de Dumnezeu, cât și înțelepciunea deciziilor pe care le vom lua. În miezul celor 10 porunci este așezată această cerință: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu, Domnul Dumnezeu tău. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre voi vreți să fiți fericiți? Mâna sus. Cine dintre dumneavoastră vrea să fie fericit? Și eu vreau. Fericirea este o dorință legitimă. Însă această fericire este condiționată de acțiuni ferme. Și una dintre ele este relația cu părinții. Mesajul din această seară l-am intitulat "Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta." Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. În dorința noastră de a fi fericiți, suntem în stare să facem foarte multe lucruri, efort, să muncim. Să dați-mi voi să vă spun că fericirea o obținem ciudat, nu după ce ne desprindem de casă și ne facem în viață un rost, nu după ce începi să ai casa ta, banii tăi, meseria ta, libertatea. Nu. Eventual, atunci o culegi, dar de obținut, ai obținut-o într-un loc nebănuit și neglijabil, în casa părinților tăi, în felul în care te-ai raportat la părinții tăi. Acolo primești sămânța care se numește fericire. Ascultarea de părinți este sămânță de fericire pe care o pui în pământul vieții tale. Era odată un profesor. Profesorul acesta era rabin și preda la o școală de rabini. El locuia în Cracovia, un oraș în Europa, Polonia. Dascărul acesta, de fiecare dată când primea o serie nouă de studenți, le povestea o poveste. O poveste despre un rabin sărac care într-o noapte a avut un vis. Numele acestui rabin era Isaac. A visat într-o noapte că dacă vrea să scape de sărăcie și să devină om bogat, trebuie să se ducă la Palatul Regal și sub pod, la stâlpul principal a podului, cum se intră în palat, să sape, că acolo la baza stâlpului este o comoară ascunsă și trebuie să meargă să sape acolo, să ia comoară. A visat visul, el om cu minte a zis, e un vis, cum să mă iau eu după un vis? Numai că a doua noapte visul a revenit. A treia noapte, de asemenea, visul a revenit. Văzând că visul acesta insistă, a zis că e un semn de la Dumnezeu. Și atunci a luat unelte de săpat și s-a dus la pod să sape. Nu s-a apucat bine de treabă că ofițerul care conducea garda l-a luat la întrebări. Ce faci aici? Anchetându-l, întrebându-l, rabinul a spus, domnule ofițer, eu sunt un om cinstit. Am avut un vis
Și în visul meu s-a spus așa: dacă vreau să scap de sărăcie, să vin aici la palat și să sap la baza podului, că aici găsesc comoara. La care ofițerul s-a pus pe râs și a zis: domnule, pe lângă faptul că e sărac, n-ai nici minte. Tu te iei după vise? Eu, a zis ofițerul, am visat 3 nopți la rând un vis. Că dacă vreau să devin bogat, trebuie să mă duc în casa lui Rabbi Isaac, din Cracovia, pe strada, și a dat exact numărul de casă a rabinului sărac. Și în camera lui, după soba de pământ, să sap că acolo e o comoară ascunsă. Când rabinul a auzit, s-a înfiorat. Era numele lui, era casa lui, era soba lui. Într-un suflet s-a dus acasă. În liniște a săpat după sobă și acolo a dat de o comoară mare. Din jumătate și-a omorât sărăcia și cu o jumătate a făcut o sinagogă, că așa-s poveștile evreiești. Și acum morala. Soluția la problemele pe care le ai este mult mai aproape de tine decât crezi tu. E la îndemână. Răspunsurile pe care le cauți sunt extrem de aproape de tine. Chiar în casa ta. Numai că nu reușești să-ți dai seama de acest lucru decât dacă pribegești un pic departe de casă. Și acum să ne întoarcem la cuvântul din această seară. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Am împărțit mesajul în 3 părți. Prima parte, vom citi la oaltă 4 texte din Biblie, în care texte ni se vorbește despre relația cu părinții. În partea a doua, vom vorbi despre 4 adevăruri incontestabile despre părinții noștri, legate de părinții noștri. În partea a treia, vom sublinia 4 datorii pe care le avem ca fii, fiice, copii, față de părinții noștri. Să începem cu textele. Le-am proiectat aici și rugămintea mea pentru fratele de la computer este să le luăm la rând. Exod, capitolul 20, versetul 12, este primul text biblic. Putem să îl proiectăm? Vă rog să ne uităm împreună cu mine la ce este afișat pe perete. Este porunca a 5-a. Începe așa: cinstește, este un imperativ. Nu e o recomandare. Nu e ceva opțional. E porunca lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dumnezeu a spus asta. E cuvântul lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Sigur că în firea noastră, mai ales a celor mai tineri, este întrebarea: dar de ce? De ce? Dumnezeu se îngrijește să ne răspunde la această întrebare. Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Vă rog să observați că longevitatea, adică viața lungă, depinde de relația cu părinții. La noi în adunare, Biserica Emanuel din Sibiu, unde eu slujesc păstor, a fost înființată. Primul ei păstor a fost fratele Floria. Dumnealui a trăit până la vârsta de 101 ani. Țin minte că ne-a vizitat odată la biserică, locuia în media și în ultima parte a vieții dumnealui, a venit la adunare și a cerut să fie prezenți toți copiii în biserică. Erau în clasele de școală duminicală. I-am împlinit dorința, am trimis acolo o vorbă, gata cu școala duminicală pe astăzi, toată lumea în biserică. Fratele Florea are să ne spune ceva. Adusese dulciuri pentru fiecare copil.
și o predică. Nu o să-l uit niciodată cum și-a început predica. S-a uitat la copii și a întrebat așa: copii, care dintre voi vrea să moară de micuț? Să ridice mâna sus. Ce credeți, că o ridica vreunul? Niciunul. Și apoi a întrebat: care dintre voi vreți să trăiți mult, așa ca moșul? Avea 99 de ani. Și oamenii au ridicat mâna: vrem să trăim mult. Și atunci fratele Flori a zis așa: dacă vreți să trăiți mult, atunci să vă învăț. Ascultați de părinții voștri. Pe asta e Biblia. Deci în Biblie scrie așa: ca să ți se lungească zilele. Și nu numai lungimea vieții, ci și calitatea vieții depinde de felul în care ne cinstim părinții. Să ne uităm la Efeseni 6, versetul 1 la versetul 3. În locul acesta din Biblie, cuvântul Domnului spune așa, Efeseni 6, 1 la 3. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Acum aud pe unii spunând că acest în Domnul ar însemna numai în ce place Domnului și în ce nu place Domnului să n-asculți de părinți. Ne putem uita așa la acest text, dar v-aș propune să ne uităm altfel. Nu cred că asta este intenția. M-a pus pe mine copil Dumnezeu judecătorul părintelui meu să hotărăsc eu ce are dreptate în acord cu voia lui Dumnezeu și ce n-are. Textul spune: copii, ascultați după cum Domnul ne poruncește, în Domnul, de părinții voștri, că ce este drept. Și apoi uitați ce zice: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și apoi uitați-vă, următorul verset: ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci două lucruri: ca să fii fericit, calitatea vieții, și să trăiești multă vreme. Să trăiești multă vreme pe pământ și să fii nefericit, nu-i binecuvântare. Eu am cunoscut oameni care și-au rugat moartea să vină mai iute moartea, că se chinuiau, fiecare zi pe care o aveau în față era un chin. Și zic, mai bine să vină moartea. Viață lungă, fără fericire, nu-i bucurie. Fericire fără viață lungă, iar nu-i bucurie. Adică să dai de loc larg și deodată să se curme tot, să se destrame tot, nu-i bine. Uitați-vă aici, cum se combină. Să fii fericit și să trăiești mult. Aceste două mari binecuvântări care reprezintă visul oricărui om se realizează în viziunea Scripturii cu ajutorul lui Dumnezeu în condiția ascultării de părinți. Asta e Biblia. Ei, voi vreți să fiți fericiți, vreți să trăiți mult, vreți să vă meargă bine, vreți să fiți oameni de succes, vreți să vă bucurați de respectul celor din jur, vreți să fiți frunte și nu coadă. Ei, cum le veți avea? Simplu. Ascultați de părinții voștri. Al doilea text. Proverbe, capitolul 23, versetul 22 la 25. Să ne uităm și la textul acesta. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit. Uitați-vă la frumusețea acestui pasaj. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit.
cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Și versetul 25, să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Și acum de la capăt. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Când suntem mici, tăticul e cel mai puternic om din lume. Când eram micuți și ni se întâmpla ceva, ne duceam și ne plângeam la tata și dacă tata zicea că rezolvă problema, Dumnezeu a zis că rezolvă problema. Nici nu era îndoială că tata nu o poate rezolva. Timpul trece, ne facem mari și în timp ce noi ne facem mari, părinții noștri îmbătrânesc. Și acum apare o problemă. Tu te rușinezi de părinții tăi? Ei nu știu așa de bine engleză. De unde vin ei? Care este condiția lor? Care este nivelul lor intelectual? Care este starea lor socială? Cum sunt ei percepuți în lumea în care ai început tu să fii introdus? Să nu ne socotești pe mama ta când am bătrânit. Să porți în sufletul tău un profund respect față de părinții tăi, pentru că acest respect adânc pe care l-ai în sufletul tău pentru ei este, cum să spun, deschiderea ta, ușa ta deschisă pentru fericire în viață. Să ții minte asta. Se încheie așa frumos acest pasaj, versetul 25. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Și acum dă-mi voie să te întreb. Părinții tăi, mă iertați, stau cu spatele la voi. Odată la noi la biserică, a Sibiu, acolo după adunare, am stat cu spatele la un frate mai în vârstă. Așa a fost situația. N-am observat că era înapoi. După ce mă întorc, arma fratele am o să știe, fratele Ghiță Berge, după ce mă întorc, te văd, vai, frate Ghiță, vă rog frumos să mă iertați că am stat cu spatele la dumneavoastră. Să uite așa la mine, a fost mulțumit numai pe jumătate de ce am zis. Și apoi am continuat zicând, frate Ghiță, asta mă cunoașteți, știți că n-am două fețe. Și atunci m-a iertat de tot. Așa. Tatăl tău se bucură? Mămica ta e fericită? Aduci tu cinste părinților tăi? Se mândresc părinții tăi cu tine, de tine? Sau le faci rușine? Să plece mama ta capul, tatăl tău să se rușineze că ești feciorul lui și fata lui. Să-ți fie rușine dacă e așa. În Biblie spune că tatăl celui neprihănit se veselește. Cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Și apoi spune să se bucure taică tot de tine. Să se bucure mămica ta de tine. Să fie mândră că tu ești fata ei. Să fie mândru că tu ești feciorul lui. Nu să roșească. A cui e ăla? Înțelegi ce spune azi? De aici pleacă totul în viață. Vremurile în care trăim noi sunt vremurile care au dat peste cap valorile divine. Ascultarea de părinți, cinstirea părinților este batjocorită. Se consideră că a fi puternic, că a fi influent, înseamnă să-ți iei viața în mână și să faci cu ea ce vrei. Păi ăla e fecior, aia e fată. Ce a zis mama că la ora 10 trebuie să fiu acasă? A ce pe mine m-a interesat la ce oră a venit ea acasă când era fată? Vin când vreau, plec când vreau. Păi așa. Și o să culegi exact ce-s ame.
ascultă. Poate că vi se par aceste lucruri greu de primit. Dacă vi se par greu de primit, vă este greu să-L primiți pe Iisus. Și aceeași logică ce spune Masia. Când ne deranjează cuvântul lui Dumnezeu, ne deranjează Iisus. Deci, nu predicatorul. E vorba de Domnul Iisus. Dacă predicatorul spune ce a zis Domnul Iisus. Să ne uităm la al treilea text. Coloseni 3:20. Textul acesta, nu o să zăbovim la el prea mult. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Din nou vă invit să vă uitați la imperativul acestui cuvânt. Copii, ascultați pe părinții voștri, de părinții voștri în toate lucrurile, accentuez, în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, vă iubiți pe Dumnezeu. Eu m-am întors la credință când am fost foarte tânăr. Părinții mei, doar mama era botezată. Tata nu era botezat. Tata s-a pocăit târziu. M-am avut bucuria să-l botez în apă pe tata. Eram deja păstor când s-a botezat tata. Dar cuvântul ăsta, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Îmi doream să plac lui Dumnezeu. Și atunci noi ca tine, cum să placem lui Dumnezeu? Păi uite, îi placem Domnului când ne rugăm. Îi placem Domnului când cântăm. Îi placem Domnului când ne ducem la adunări, când mergem încolo, încoace, când ajutăm. Placem Domnului, placem Domnului. Și ne găsim o grămadă, o serie de domenii în care căutăm să facem voia lui Dumnezeu ca să placem Domnului. Și este frumos. De un domeniu foarte la îndemână, care creează bază pentru toate. Ascultarea de părinți. Ascultă-mă bine. Poți să te rogi toată noaptea. Poți să cânți până răgușești. Poți să te duci misionar în India și în Africa. Dacă tu n-asculți de tăticu și de mămica, Dumnezeu nu primește de la tine nimic. Ești un rebel. Deci, astea sunt chestii. Asta este Biblie. Dumnezeu, prin Duhul, vorbește prin aceste cuvinte. Să ne ducem la ultimul paragraf. 1 Timotei 5:4-8. De data aceasta, cuvântul vorbește copiilor bătrâni. Nu, sunt copii bătrâni? Câte vreme ne tăresc părinții, suntem copii, indiferent de vârsta la care am ajuns. Auziți, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Părinții tăi sunt deja oameni bătrâni. Văduvă, sau poate sunt împreună, dar în vârstă. Să răsplătești ostenelile părinților, căci lucrul acesta place lui Dumnezeu. Și apoi uitați-vă la versetul 8. O altă definiție a apostaziei, a căderii de la credință. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, adică de părinții lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. În conștiința noastră colectivă, căderea de la credință înseamnă să nu mai vii la biserică, să te apuci să trăiești în păcate, să faci rele. Asta e cădere de la credință. Să strici învățătura sănătoasă, asta e cădere de la credință. Și este. Dar uitați altă definiție. Dacă tu ai părinți, i-ai abandonat, n-ai o vorbă bună pentru ei, îi bagiocorești, te porți urât cu ei, îi jignești, îi neglijezi, n-ai pentru ei un cuvânt de recunoștință și ei te-au crescut, te-au născut, au avut grijă de tine
Și tu ți-ai luat viața în mâini, ți-ai făcut un viitor și nici nu vrei să auzi de ei, că ești mânios pe nu știu ce. Ține minte, te-ai lepădat de credință, ești mai rău decât un necredincios. Citezi din Biblie în seara aceasta. Ți-ai cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Amin. Mergem la partea a doua cuvântului. Patru adevăruri incontestabile legate de părinții noștri. Primul adevăr. Părinții tăi sunt unici. Acest adevăr n-are cum fi contestat. Pe planeta aceasta locuiesc peste 7 miliarde de oameni. Ei, în puzderia asta de oameni, sunt doi oameni care sunt părinții tăi. În viață poți să te duci departe. Poți să realizezi multe lucruri. Dacă muncești, dacă ești consecvent, poți să ajungi cunoscut în ochii acestei lumi. Dar e ceva ce nu se poate schimba niciodată. Rădăcinile. Părinții tăi rămân părinții tăi. Tata rămâne tată, mama rămâne mamă. Ei sunt părinții tăi, sunt unici. Nu mai există pe fața pământului, între miliardele de femei, nici o femeie care se numește mamă decât mama ta. Aia e mama ta. Milioane, miliarde de bărbați. Unul singur, e tăticul. Și asta nu poate fi contestat. Caracterul unic al lor ne constrânge să-i cinstim. Adevărul al doilea. Părinții tăi ți-au dat viață. Oricum am pune lucrurile, părinții noștri ne-au născut. Ați fost la biserică la un serviciu de binecuvântare? Apoi cum nu? Ați văzut vreodată, vorbesc cu fetele acum, o mămică purtând în pântec un copil? Feciori, o femeie tânără, surori în adunare, însărcinate, cu copii, așteaptă să nască un copil? Sau venind, uite acolo pe culoar, da, chiar acolo jos, Carzi, așa zice, cum îl cheamă? Mila. Domnul s-o binecuvânteze cu milă. Da, foarte frumos. Dar țineți minte, cândva ca acel copilaș în Carzi am fost și noi. Cândva eram atât de mici încât mamele noastre au purtat în pântecul lor. Alte femei de o vârstă cu mamele noastre s-au dus la spital sau unde eu știu ele și și-au ucis copiii. Au avortat. Pe noi, mamele noastre, susținute de tații noștri, ne-au dus pe lume. Și după ce am venit pe lume, ne-au dat de mâncare, ne-au îngrijit, ne-au crescut, ne-au educat. Ei, tot acest complex de adevăruri, de realități, ne determină să ne cinstim părinții. Părinții tăi ți-au dat viață. 3. Părinții tăi sunt investiți cu autoritate de la Dumnezeu peste tine. Acest adevăr este destul de puțin înțeles. Părinții nu sunt, cum zice statul, niște administratori în grija călora cu toleranță lăsăm copiii care sunt anoști a statului. Ai fi rușine statului să pagă unde nu trebuie.
Dar de când guvernul se pretinde stăpân peste copiii noștri, peste viața noastră? Trebuie să-i spunem în engleză sau românește, să priceapă. Aceste orientări seculare distrug familia. Sunt reflexe vechi care vin în forme noi. Așa cum în vechime împărații ăia s-au socotit stăpâni peste poporul lor și au făcut ce-au vrut, așa și în vremurile noastre caută aceleași lucruri vechi și se numesc progresiști. Ce progresiști? Reînvie niște reflexe din acelea, din dinastii și monarhii antice, depășite de mult. Și se numesc progres. Nici poveste. Dumnezeu ne-a dat viața, a lui Dumnezeu suntem și părinții reprezintă autoritatea lui Dumnezeu peste copii. Că lucrurile stau așa, hai să ne uităm în Exod 21 cu 15 și versetul 17. Ce înseamnă că Dumnezeu reprezintă autoritate, că părinții reprezintă autoritatea lui Dumnezeu? Imaginați-vă așa o scară. Deasupra de tot este Dumnezeu, care este capul lui Hristos. Domnul Iisus este capul tăticului, capul bărbatului. Bărbatul, tatăl tău, este capul mamei tale, capul femeii. Și părinții tăi, tata și mama, reprezintă autoritatea lui Dumnezeu peste tine. Și așa vine. Dumnezeu, Domnul Iisus, tata, mama și aici la bază, eu. Dacă tu nu poți, cum ar fi aici treptele acestea, da? Aici sunt eu, mama, tata, Domnul Iisus, Dumnezeu. Eu nu pot să zic, nu mă interesează de tata și de mama, eu vreau să sar peste astea. Eu mă raportez direct la Dumnezeu, mă interesează de tata și de mama. Care dintre voi sunteți în armată? Militari, cunoscut, sergent în armata, cineva a zis. Bun, dacă ești soldat sau ești sergent, ofițer în armată, spui, păi nu mă interesează de ofițerul imediat superior mie. Eu ascult de domnul general. Mă interesează pe mine de locotenent. Și ce o să spună generalul? Dacă ai neglijat ordinul caporalului, de mine ca general ne-ai ascultat. Așa se pune problema aici. Și pentru că părinții sunt puși de Dumnezeu să reprezinte autoritatea sa asupra ta, de aici rezultă consecințe. Exod 21 cu 15. Putem pune textul? Uitați ce scrie aici. Exod 21, 15. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. V-ați gândit că în Biblie scrie așa? Versetul 17. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Astea sunt cuvinte grele. Deci, cine va blestema, cine va vorbi urât, cine va înjura, cine va vorbi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Vezi, zice, astea-s vorbe vechi, în legământul cel nou nu mai sunt. Marcu 7 cu 10, vorbele lui Iisus de această dată. Marcu 7 cu 10. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Iisus repetă aceste cuvinte, recunoscându-le adevărul. Aceste, cum să spun, cerințe a lui Dumnezeu subliniază faptul că părinții sunt investiți cu autoritate de la Dumnezeu peste noi. Și a patra afirmație,
incontestabilă legată de părinți, relația cu părinții îți determină viitorul. Relația ta cu părinții tăi îți determină viitorul. Ține minte. Relația ta cu părinții tăi îți determină viitorul. Fac efecte, consecințe, face efecte, consecințe în viitorul tău. Că lucrurile stau așa, cuvântul spune Proverbe 30 cu versetul 17. Locul acesta, dar înainte de asta, Proverbe 20 cu versetul 20. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Iată cum creează efecte. Proverbe 30, pasajul la care m-am referit, versetul 17. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vultur. Mă întreb, uitându-mă la acest pasaj, oare aici e o judecată făcută de Dumnezeu? E o sentință dată de Dumnezeu? E o lege pusă de Dumnezeu că pe acel om care își bate joc de tatăl său, ne socotește ascultarea de mamă, se va îngriji Dumnezeu corbii să-l lase orb? Sau e istorie? Adică, privind înapoi la generațiile trecute, uitându-ne la situații de viață și situații de viață, s-a constatat o realitate. Cel care își bate joc de taică-sa, cel care ne socotește pe maică-sa, îi va merge rău, rău, rău. Și văzând ce se întâmplă, s-a tras linie și s-a făcut această concluzie. Oare așa să fie? Mă gândesc așa e. Și după ce se constată că e așa, lecția este predată noii generații, căreia îi se spune cam în felul următor. Dragi copii, să ne uităm la lecția istoriei. Cine nu învață din istorie este condamnat să o repete. Așa că aveți grijă. Asta e noima acestui text. Țineți minte, relația cu părinții vă determină viitorul. Vă va face fericiți sau nefericiți. Am citat la început că viața lungă și frumoasă depinde de ascultare de părinți. Relația noastră cu părinții ne determină viitorul. Până la urma urmei, dragii mei, cum facem, așa ni se va face. Măsura în care îți cinstești părinții determină și măsura în care vei fi cinstit de copiii pe care ți-i va da Dumnezeu. Este o lege nescrisă. E și scrisă, de fapt. Cum faci, așa ți se va face. Să ne aducem aminte de o familie din Biblie. Este vorba de Isaac cu Rebecca, care au avut doi băieți gemeni. Geneza 27 ne povestește o situație din viața acestei familii. Bătrân fiind, Isaac, tatăl, nevăzător, își pierduse vederea, a socotit că a venit momentul potrivit să dea binecuvântarea lui de tată celui întâi născut. Și cel întâi născut era Esau. Trec peste detalii legate de ce a îngăduit Dumnezeu să fie Iacov în fața lui Esau, asta e altă discuție. Dar pe interfața omenească, Rebecca află de această situație. Și atunci se apropie de băiatul ei, Iacov, și aici, dragi mame, să vă ferească Dumnezeu să treceți de partea unui copil împotriva altui copil, și împotriva bărbatului pentru a apăra pe copii.
Aici a fost greșeala acestei mame și mult a costat-o. I-a zis așa, Iacov, taică-tău nu vede. Uite ce spun. Te îmbraci în hainele lui taică-tău, lui fratelui tău, te dai cu parfumul lui, îți fac eu o mâncare și o duci tatălui tău și spui că ești fratele lui, fratele tău Esau, și o să te binecuvânteze pe tine, tăticu. Faci ce-ți spun eu. Iacov s-a dus. El a venit la tatăl său și a zis, tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Deci, vorbea Iacov, cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau, a zis băiatul. Fiul tău cel mai mare, asta a doua minciună, am făcut ce mi-ai spus, a treia minciună, șe și mănâncă din vânatul meu, a patra minciună, ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis, cum, l-ai și găsit, fiule? Și ca să fie credibilă minciuna, Iacov a răspuns, a cincea minciună, Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos înainte. Ca apoi Iacov, Isaac să zică, glasul este a fratelui tău Iacov, dă mâinile să te pipăi. Cel mai sigur simț omenesc este pipăitul. Nu există iluzie la pipăit. Iluzie la uz, la văz, da, la pipăit nu. Iacov, Isaac, tatălui s-o fi gândit, nu văd bine, se pare că nici nu mai aud bine, ia-i tu încoace să te ating. Și când s-a atins de el, era îmbrăcat cu o piele, că fratele lui era păros. Și când a simțit pielea aia păroasă de pe blana mielului, a zis, ei, feciorul meu. Vă rog să vă puneți în pielea lui Iacov. Ce conștiință să ai? Cum să te porți așa cu taică-tău? Cum să profiți în acest mod grosolan de handicapul lui? Nu mai vede tata. Cum să-l induci în eroare și culmea să o ai de partea ta pe maică-ta? A luat binecuvântarea și a plecat pe drumul vieții. Binecuvântarea a lucrat în viața lui. Până într-o zi, când Dumnezeu a zis, factura, Iacove, factura. Ce factură, Doamne? Aia de demult. Și el a avut copii și într-o zi, de copiii lui, a apărut o ceartă. Cei mai mari și mai mulți l-au dușmănit pe Iosif, care era mai mic. Au plănuit un complot, l-au vândut pe Iosif și ca să explice dispariția fratelui lor, au inventat povestea cu haina năclăită în sânge și poate că l-a mâncat o fiară. Vă puteți imagina durerea din inima lui Iacov? Adevărul era ascuns de ochii lui. Secretul era bine tăinuit. Exact ce a făcut el în tinerețe cu taică s-o făcea acum cu el copiii lui. Și l-a lăsat în starea asta ani de zile. Ce învățăm de aici? Cum faci? Ți se va face. Relația cu părinții determină viitorul. Eu cred cu tărie că în Hristos poate fi ruptă consecința nefastă a unui trecut blestemat. Când oamenii se pocăiesc, când oamenii își cer iertare, Dumnezeu poate schimba lucrurile. Nădăjduim în mila Lui și în bunătatea Lui privința aceasta și El se lucreze. Mergând spre partea finală a cuvântului, patru datorii a unui copil față de părinți. Aceste patru îndatoriri sunt incluse în cuvântul cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Prima datorie este respectul cuvenit.
Avem datoria să ne respectăm părinții. Stimați tineri, e o datorie nobilă să îi onorăm, să le vorbim frumos. În lumina acestei responsabilități e nepotrivit să ridici tonul față de părinți, să strici, să le întorci vorba, să fii răzvrătit, să jignești, să vorbești urât cu ei sau despre ei. Acela care își respectă părinții, acela care îi cinstește, va avea grijă să se comporte cu ei cât mai frumos, cu putință. Vei spune, fratele, dacă ai ști dumneata ce om e tata, dacă ai ști dumneata câtă bătaie am luat eu de la el, dacă ai ști cât e de pocăit, dacă ai ști cât de onorabil se poartă între oameni și cât de pocăit pare și cum vorbește cu mama și cum se poartă cu noi, păi ăla nu merită respectat, fratinelu. Ai dreptate. Ține minte ce spun. Eșecul tatălui tău în a fi tată nu justifică eșecul tău în a fi copil. Păcatele lui nu explică paletale. Să ții minte asta. Și încă ceva. Pe un părinte trebuie să-l respecti nu pentru ceea ce face sau nu face, ci pentru ceea ce este. E tăticul. Bun, rău. E mama. Bună sau nu? Dumneavoastră, ca părinți, să vă siliți să fiți oameni cum se cade. Să nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Zice Biblia despre asta. Dar în ce ne privește pe noi, din calitatea noastră de copii, noi avem datoria să ne respectăm părinții, indiferent de felul în care ei se comportă. Și de aceea am spus, pe un părinte trebuie să-l respecti pentru ceea ce este, este părintele tău, și nu pentru ceea ce merită, pentru ceea ce face. A doua datorie este ascultarea cuvenită. În privința aceasta, Scriptura este foarte clară. Cerința unui părinte se face. Dacă tatăl tău a spus, copilă, tati, nu te îmbraci cu rochia asta. Să ții minte, Dumnezeu îți spune să nu te îmbraci cu rochia aia. Trebuie să asculți. Dacă tăticul tău spune la ora 10, sau cât va spune el, e tată, are dreptul lui să spună la ce oră, intri în casă. Tu trebuie să asculți. Trebuie să faci. Dacă tăticul tău, mama ta, îți spune, vino, te duci, du-te, ce-ți cere să faci? Că asta spune, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Acest exercițiu de ascultare formează caracterul și adună capital de fericire. Am o vorbă pentru feciori, vorbind de relații. Să nu vă însurați și de rămâneți neînsurați toată viața cu fete care nu-și respectă părinții. Fată obraznică, fată neascultătoare de mamă, fată care vorbește rău de părinți, să nu-ți o faci nevastă și de te călugărești. Că dacă pe părinții ei nu respectă, n-ai absolut nicio șansă să te respecte ca soț. Ai încurcat-o. Te-ai însurat cu mama pădurii. Eu vreau să zic cu fata mamii pădurii, dar nu fata e divină, ci mama e divină. Și invers. Cu acei băieți care nu știu să-și respecte mamele, nu știu să-și respecte tații, stimate fete, feriți-vă de ei. Oamenii ăștia sunt extrem de periculoși.
oricât ar părea ea de macho, oricât ar fi ei de gingași și de atrăgători, sunt niște scorpii, niște balauri. E drept, oamenii se pot pocăi și Dumnezeu îi poate îndrepta. Ascultare cuvenită. Sigur, pot apărea situații complicate. Vorba unui tânăr de la noi, fratenelu. Dumneata știi că tăticul meu mă obligă pe mine să beau cu el vin? Mi-a pus într-o zi paharul pe masă și-o dat cu pumnul și-o zis, bei! E nu bei, nu mai dormi în casă. Se pocăise peste voia lui taică-său. Și că mă trimite să-i cumpăr țigări și mă trimite să-i aduc băutură și mă trimite la discotecă și la fete? Pe cum să-l ascult? Nu-l ascult în situația asta. Așa e, dragul meu. Dar ce să fac? Și atunci am zis așa. Când părintele îți cere ceva ce este în dezacord cu voia lui Dumnezeu, părintelui tău să nu-i spui niciodată, tată, nu vreau să fac ce zici. Auzi? Eu-s pocăit, eu-s credincios, eu-s cu frică de Dumnezeu, nu ca tine un păgân. Nu vreau. Să nu-i spui nu vreau. Că nu vreau sună a răzvrătire. Să-i spui așa, tată, nu pot. Nu pot să beau, nu pot să fumez, nu pot să fac ce-mi ceri. Taie-mă în bucăți. Nu pot, tată, te respect. Trimite-mă după lemne, trimite-mă să spăl mașina, trimite-mă să lucrez în grădină, cere-mi orice, fac. Dar nu-mi cere să n-ascult de Dumnezeu. Asta nu pot. S-ar putea să iei o bătaie bună și să câștigi în inima tatălui tău un respect înalt. Să spui, nu pot. Da? Deci, chiar și când refuzăm ascultarea, trebuie să o facem cu respect. Nu pot. Nu, nu vreau. Ați auzit de povestea fiului risipitor? Văzută din perspectiva familiei și a poruncii a cincea, pilda aceasta a fiului risipitor scoate la iveală un adevăr care ne face să zâmbim și să plângem de o potrivă. În esență, feciorul acela n-a vrut să asculte de părinți. Și de aia și-a luat viața în mâini, a cerut de la taică-s-o moștenirea, averea se împărțea după moartea părinților. Dar omul n-a mai avut răbdare și a zis, tată, pentru mine și așa ești, ca un mort, dă-mi ce mi se cuvine și mi-au viața și drumul vieții. Mi-au viața în mâini. Și s-a dus. Și după ce și-a cheltuit toți bănuții, ne spune Scriptura că a ajuns la porci. Cineva l-a pus să îngrijească porci, da mâncare la porci și în timp ce da mâncare la porci, porcii se seturau, el era flămând. Nu știu, dumneavoastră aici în chicină cu măi, dar ați văzut vreodată porci mâncând? Eu am crescut la țară, am văzut. Vă mărturisesc că niciodată nu mi-a fost poftă de mâncare când i-am văzut pe ei mâncând. N-am fost în viața mea în situația să fiu invidios pe un porc care mănâncă. Să mă uit la el și să-i spun, de tine mă-i mai bine ca de mine, dă-te-mă încolo să mă pun eu acea la alătură. Exact acolo a ajuns omul ăla. Și de aici e învățătura. Cine refuză să asculte de aspirațiile tatălui, va avea în viață parte de aspirațiile porcului. Cred că am greșit. Nu de aspirațiile porcului, de aspirația la aspirațiile porcului. Că n-avea roșcovele. Era mai jos, era în afara lor. Deci, ascultarea. Iubirea cuvenită este a treia datorie. Fiule, dă-mi inima ta. Adevărul e că dacă e cineva care ne iubește în viață, viața aceasta dezinteresat, cu altruism, cu sacrificiu, fără calcul, fără socoteli, aceia sunt părinții noștri. Mai pot fi soțiile noastre, soții noștri.
rar mai găsești alții. Aici iubirea mamei e sigură, a tatălui e sigură. E adevărat că sunt excepții și Dumnezeu vorbește despre ele, construindu-și, cum să spun, revelându-și iubirea față de poporul său. Dumnezeu a zis, poate o mamă să-și uite copilul la sân? Poate o mamă să-și lepe de pruncul, să ia iubirea? Și Israel a zis, nu poate. Și Dumnezeu a zis, auziți, chiar dacă s-ar întâmpla așa ceva, eu totuși nu o să-mi iau iubirea de la voi. Deci iubirea unei mame este invocată de Dumnezeu ca model pentru iubirea lui Dumnezeu față de noi. Această iubire trebuie să fie răsplătită. Adevărul e că nicăieri nu ne purtăm mai neglijabil ca acolo unde suntem iubiți cel mai mult. Ia gândiți-vă un pic la asta. Unde suntem iubiți cel mai mult, acolo ne comportăm cel mai neatent. Imaginează-ți că te trezești dimineața, că ar fi trebuit să te duci la școală și că te-ai grăbit, ceasul a sunat, dar nu l-ai auzit. Și când îți dai seama că ești în întârziere, sare așa din pat direct, prin pantaloni, prin șosete, în pantofi și în parcare. Și după tine rămâne potop. Ești la școală, ți-e foame, duci mâna la buzunar, la portofel, bănuții-s acolo, tot timpul. Ciudată, cum e în portofelul tău, crezi bani, măi? Ce portofel ai și tu? Crezi bani în el. Crezi că haine pe tine? Ce om ești tu? În casa aia pe care ai lăsat-o într-o dezordine totală, și te cupa acolo tornada aia din Florida, când vii acasă e ordine. Care e secretul? Și apoi cu tătii, cu vorbe, cum le spui, cu mămica la fel, și când ești între oameni, atâta de faină știi vorbi și frumos și te comporți. Unde suntem iubiți cel mai mult, ne comportăm cel mai neglijent. Și încă ceva. Am băgat de seamă că nu reușim să prețuim cu adevărat valoarea părinților noștri decât după ce îi pierdem. N-ar trebui să fie așa. Dar mi s-a întâmplat odată, am avut o slujbă de înmormântare, o mamă, membră în adunarea noastră, a trecut la Domnul. 5 băieți. Niciunul nu era întors la credință. A murit de inimă rea, mama. Mutată de la unul la altul, cu certuri între ei, că să mai stea și la tine. Să mai stea și la tine. Văzând că se ceartă din cauza ei, ales să se ducă undeva într-un azil. Condiții. Supărată că nu era iubită de copii, a făcut infarct și a murit. La mormântare mi-au dus o scrisoare pe vreo 3 pagini cu iertăciuni. Domnul pastor, vă rugăm frumos să o citiți la slujbă. Citit scrisoarea aceea așa, am văzut ce scrie ea și am zis, eu nu citesc asta la slujbă. Păi domnul pastor, era mama noastră. Și ce dacă era mama voastră? Păi de-aia e mormântarea mamei noastre. Aveți dreptate, dar slujba este a mea. Păi domnilor, vorbele astea trebuie să le spuneți când era în viață. Ce spectacol vreți să faceți acum? Prea târziu. Deci pentru maică ta n-ai o floare, n-ai o vorbă bună și dacă se întâmplă să moară, găsești ale mai scumpe coroane și ceremonii menite să sublinieze tot omenia ta. Nu respectul tău față de părinți. Iubirea cuvenită și încă o atitudine este cea de ocrotire. Avem datoria să ne ocrotim părinții. Vor îmbătrâni,
O vară purtată de-a lungul anilor își va face lucrarea. Vor slăbi și vor avea nevoie de sprijinul nostru. Atunci va fi vremea să arătăm că suntem cu adevărat copii. Caută-ți părinții, fă-le daruri, poartă-le de grijă. Fă-i să se simtă în siguranță, nu-i lăsa cu pensia lor. Nici ei nu te-au lăsat cu alocația ta. Ai grijă de ei. Cred că aceasta este voia lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că și Domnul Iisus pe cruce s-a îngrijit de mama lui, încredințând-o în grija lui Ioan. Domnul Iisus urma să moară. Eu am copilărit în părțile Bihorului. Părinții mei sunt oameni tineri. Mama avea 17 ani când eu m-am născut. Așa a fost vremea pe atunci, o căsătorie foarte tineri și așa. Stau în Sibiu. De la Sibiu până acolo unde sunt părinții, ia câteva ceasuri bune cu mașina și merg acasă. Ar trebui mai des să mă duc. N-am reușit să fac mamei mele niciodată surpriză. Mi s-a întâmplat de atâtea ori. Mergeam acasă. Oh, ziceam, știu că vii. Că am vorbit cu taică-to aseară că vii și ai venit. Altă dată te-am visat că vii și uite că ai venit. Și când mă duceam în casă, ea știa că vin. Dar ce se întâmplă aici? Nu pricep. Și într-o zi, lasă că știu cum fac. Rup ritmul, că mă duceam într-o anumite zile care puteau fi anticipate. Lasă că rup eu ritmul. Era vremea săpatului porumbului. Luni dimineața, la ora 7, eu sunt acasă. Și toată săptămâna stau lângă ei acolo să-i ajut cu ce pot. La 7 dimineața urcam cu mașina către casă, cum e acolo la satul părinților. Mama stătea pe podeț și se uita la vale. M-a văzut că vin. Când m-a văzut, zice, bine ai venit, Dumnezeu de sănătate, că am știut că vii și am zis că stau aici un pic să te aștept să zic unde sunt la, suntem la sapă. Iarăși un fel a ei așa de a vorbi. Măi, cum de n-am surprins-o nici acum? Știți la ce concluzie am ajuns? Mama mă aștepta în fiecare zi. Ea nu era surprinsă când veneam. Surprinsă rămânea când trecea ziua și nu dădeam niciun semn. Acolo a fost cheia ei. Dați-le un telefon. Faceți-le o vizită. Spuneți-le o vorbă bună. Răsplătiți-le ostenelile. Și această atitudine sfântă, solemnă, va fi răsplătită de Dumnezeu în dreptul vostru. Mulțumiți-le frumos. Faceți, dragi tineri, vorbesc doar cu voi acum. Faceți tot ce vă stă în putere ca părinții voștri să fie bucuroși de voi. E posibil să nu vă aveți prea bine. E posibil părinții voștri să fi greșit. E posibil să fi greșit voi? Spuneți părinților voștri că îi iubiți. Unora vi se va părea foarte greu, mai ales dacă părinții voștri nu v-au spus asta. Scrieți-le o scrisoare. Faceți-le un cadou. Și așa îl faceți pe banii lor. Nu. Aceste gesturi mici lasă semne adânci. Era ziua mamei, 16 ianuarie. Și i-am dus cadouri care, cum știam, patru frați suntem noi. Îmi zice, mama era sora noastră mai mică, era micuță. Zice, și Elena ne-a făcut un cadou. Un bibelou de ala de porțelan care valora vreo 2 lei. Și l-a pus mama în cel mai de cinste loc din casă. E de la Elena. Nu cadou, ci legătura emoțională
Aia a făcut sens. Ce să mai spun în seara aceasta? Timpul a trecut. Dar cel pentru rugăciune, cred că este potrivit. N-am cerut voie fraților păstori, dar dacă ei simt că e de la Dumnezeu ce spun, poate că vor încuvința. Am o întrebare pentru tinerii prezenți aici. Câți dintre voi aveți părinții în sală, mâna sus? Câți dintre voi vă aveți părinții în sală, mâna sus? Dar iată ce vă rog. Vom intra în rugăciune. Fiecare vă veți duce lângă tăticul, lângă mămica. Nu știu dacă stați... în regulă? O zic că e în regulă. Și ei mă întreabă dacă e în regulă când vin la Sibiu. Și eu spun că e în regulă. Dacă se întâmplă, stimați părinți, să stați bărbatul într-o parte, mama în cealaltă și la noi adunare este așa, faceți cumva o excepție seara asta. Trageți-vă mai lângă oaltă. Să vină și copiii lângă voi. Și intrăm într-o rugăciune. Dumneavoastră, ca părinți, să vă binecuvântați copiii. Și copiii să se roage pentru părinți. S-ar putea să fie seara reconcilierii. S-ar putea ca tătic să zici, iartă-mă, dragă tate. Sau ca mamă. Sau ca fiică sau fiu. Viitorul ne stă în față. Dumnezeu își poate lăsa binecuvântarea peste noi și ne poate da un nou început. Amin. Facem așa. Haideți să ne ridicăm în picioare, intrăm în rugăciune comună și în timpul acestei rugăciuni comune ne-om găsi. Domnul să fie cu noi, să ne rugăm cu toții.